Georgică! Ce surpriză! N-ai zis nimic că vii. Mă apuc de el, boss? Nu, vrei să te nescheci așa rapid? Dar cu ce ocazie pe la, pe aici, pe la noi? Am venit să recuperez banii. Ce bani? Oh, îi dau! Nu, las. Scuze, dar unde-mi sunt manierele? El e Ionuț, cel mai bun prieten al meu din copilărie, care mi-a promis că vine la nuntă și n-a mai venit. Mi-a confirmat chiar. Ionuț, el este Cipri. Îmi pare bine, Cipri. Știi bancul cu Cipri? Nu. Ce prieten îmi ești, mă, tu, să-mi confirm că vii la nuntă și nu mai vii? Hai înăuntru că avem de discutat. Hai, tati, hai. Hai. Chiar îmi pare rău că n-am ajuns la nuntă, dar am avut și eu cheltuieli, că mi-am luat și casa asta nouă și n-a... Știi cum e. Nu știu cum e. Că eu n-am strâns din dar cât să-mi iau o casă. Dar nu e timpul pierdut, nu-i așa, Cipri? Să moară Joe Biden dacă nu-ți ia dumpă toți ăștia de blocuri, ții. Păi, Georgica, înțelege-mă, eu și Andrada trecem printr-o perioadă mai... Ricota pe pat de pe smet. Grea și am dat mulți bani pe... Proșuto învelit în rucola. Avans și... Rulouri de carne mozaic, candy bar australian, tort pe 3 etaje. Bă, tu știi cât m-a costat pe mine meniu? Mamă, eu îi dau? Nu! Mă, ai mâncat cu dramele astea de filme americane. Hai zi, fă-ți talentul. Am avut toate bunătățile la nuntă. N-a văzut neam din neamul tău, Gustări Gujer. Dacă vedeai tortul, îți făceai poză cu el și ziceai că ai ajuns la turnul Eiffel. De ce ai confirmat că vin și n-ai venit? Ce Georgica, m-a ajuns mult notarul, chiar nu știam cât te costă să-ți iei o casă, dar uite, îți dau acum banii, cât e, 10-20 de milioane, ți-i dau acum. Păi stai cocoș, că nu e așa, păi și dobânda. Ce dobândă? Cum ce dobândă, bă? Păi să percepe o dobândă cu fiecare zi de întârziere, e flexibilă ca roborul. Prima zi așa și așa, a doua zi un pic mai sus, a treia zi și mai sus, a patra zi țară ca canguru, dacă mi-nțelegi cacofonie. Dar unde scrie asta? Cum unde scrie asta? În regulamentul de ordine interioară a recuperatorilor de dar. Păi nu, din ce crezi că trăim, bă? Din dobândă! Chiar îmi pare rău că n-am venit, dar îți promit că vin la tot, vin la botez, vin la tăiere de moți, vin la nunțile copiilor tăi pe 6 generații, 300 de ani vin și urmașii urmașilor mei, îți promit, îți jur! Am plătit formații care să ne cânte piesa noastră. Vreau să beau cu frații mei, tata cu frații mei. E bune? Mi-a cântat Luis Gabriel florile tale. L-ai avut pe Luis? N-au nicio valoare. M-am învârtit în hora aia ca un titirez și tu nu erai acolo. La fiecare tură calculam cu cât ies pe minus. Bă, băieți, iertați-mă că vă întrerup momentul ăsta romantic, dar eu la 4 mai am o recuperare în Berceni. Facem treabă sau ne alintăm? Da. Fă ce-i de făcut. Băi, Georgica, te rog eu frumos, băi, Georgica, te rog eu că rezolvăm, îți dau cumva, îți dau pe Revolut, te rog. Ești sigur că e bun locul ăsta? Da, băiatul meu. Păi tu știi cât ți-am îngropat eu aici? Uite, mai încolo e unul îngropat care a dat dar la nuntă, dar mai puțin decât meniul. Altul, mai așa, a mâncat și a fugit înainte de tort. Spun eu. Dar nu i-a găsit nimeni. Bine, nici nu i-a căutat că erau părliți, erau vai mama lor. Doamne, e plină țara asta de țepari. Nu știu cum îi mai ține pământul. Păi nu îi mai ține pământul, că de-aia e bag sub pământ. Haide. Dar ce faci, cocoște? Că strânge portbagajul, este? Că prea te lăfăiei tu în casa aia mare. Nu mai bine îți luai tu o garsonieră, bă, și dădeai darul la băiatul ăsta aici. Da, că puteai să-mi dai darul. Dar de ce vorbim, că oricum e legat la gură și nu poți să răspund. Mă rog, hai să-l dăm jos. Are și efortul ăla colar. Aici, ia coco și sap. Vă rog frumos, mai am 30 de ani rate la bancă. Cine le plătește dacă mor? Da? Dar mie cine îmi plătește restaurantul de pe malul lacului? Că din cauza țeparilor ca voi am ajuns să fac credit la bancă. Sapă! Înțeleg, dar... Știu de ce n-am venit la nuntă la tine. De ce n-ai venit la nuntă? Pentru că trebuia să mă plătești ca să vin. Iau, cum dracu vine asta? Gândește puțin. Tu când ai fost la nuntă la mine, ai dat 500 de lei, da? Da. Bun, meniul era 250 și mi-ai mai dat tu 250, că mi-ești prieten. Vezi?
Asta cu 15 ani. Acum, meniul era 700 de lei și trebuia să mai pun eu 700, că sunt prieten, nu? Da. Deci 1400 de lei. Deci diferența 900 de lei, practic. Așa că ai să-mi dai 900 de lei. E logic ce spun? Da, cumva. Bă, eu nu mă bag, dacă am are dreptate, băieța. Și plus că eu trebuie să plec, că mai am o recuperare de făcut în Berceni și mie că prin trafic. Așa că fii atent cum facem. Iau mașinuța ta și ți-o aduce fratele tău înapoi când îmi faci plata pe serviciile prestate. E bine, te pup, cocoș. Hai că trebuie să fug și eu, că mai am niște găuri de dat. Mă iei tu, mă lași tu, că știi deja drumul cu mașina, da? Da, nu e că zici, stai liniștit. Îmi dai banii când poți, adică nu te presezi, nu-i nicio presiune, la botez, te mai chem eu, stai liniștit. Te-am pupat, ne vedem, spor. Păi, tot eu. 900 de lei Ionuț, 2000 de lei recuperatorul, 10.000 de euro banca. Nu i-a găsit nimeni. Bine, nici nu i-a căutat, că erau părliți, erau vai mama lor. Până la urmă, ăsta chiar e loc bun să mă ascund.